Este o acțiune extraordinară să vezi atâția voluntari în jur de aproximativ 200 de persoane din Irlanda de Nord și completați cu românii, să vezi cum se încerit se construiește, dacă s-ar construi așa peste tot sau pe toate șantierele în România, cred că ar fi un lucru extraordinar, n-am mai vedea atâtea case neterminate, blocuri părăsite și așa mai departe. Nu-mi rămâne decât să le mulțumesc și sunt convinsă că cei care vor intra în aceste case vor avea un cămin primitor. Ei chiar asistă la construirea acestor case care în termen de 5 zile se finalizează și pot să intre în aceste locuințe ca să și locuiască.